Bună dimineața și bine ați venit la un nou video aici pe tărâmul nostru italian. Este ora 4 fără 10 dimineața. Asta înseamnă că urmează o deplasare. Suntem la Pecco, facem plinul la mașină. Cât este litru de motorină? 1,76 €. Inserire la pin. Știi tu pinul, că eu nu știu. Maxim 99 €. Băi, ce tare sunteți, mă. Pompa 2. 2. Diesel. Da, deci pompa nu merge pe automat, așa că trebuie să stăm cu mâna pe pistol. 85 €, 48,20 litri. Ne mănâncă viața ăștia. Gata, am făcut plinul. Bună dimineața, spune și voi aici la urmăritorii noștri pe vlog. Noi începem deplasarea, avem undeva la 550 de km de făcut. Vă spunem pe parcurs exact unde o să mergem. Până atunci, puneți like-ul ăla care mi l-ați promis mereu. Abonați-vă și la canal și urați-ne drum bun, avem oricum. Vreme frumoasă, că asta e cel mai important. Aici s-a cam dormit un pic. Da. Avem 270 de kilometri făcuți până la ora asta. Avem 2 ore și jumătate de când mergem. Vremea este cam așa. Urmează să ne oprim la o pauză de o cafea, o brioșă, să vă dezmorțiți, că da, eu n-am nicio treabă. Conduc zilnic 7-8 ore, pentru mine pistol cu apă, 2 ore jumate. Dar voi știați că Izabela nu știe în ce direcție mergem, nici ea. Cred că este la fel de curioasă sau chiar mai mult ca și voi să aflați în ce direcție mergem. Dar când ne vom opri la cafea, vă vom dezvălui misterul. Secretul. Gata, am ajuns. 352 de kilometri. Este 7:14. Și ia uitați câtă zăpadă este sus acolo pe munte. Dai să zoomez un pic. Ce frumos se vede. Dar păcat că este ceață așa în nor și nu se vede totul clar. Bem cafeluța aici în spate și pe urmă continuăm. Gata, cafeluța, fetele sunt cu pozele. Da. V-ați făcut poză? Foarte bine, bravo. Deci să terminăm cu secret odată, suntem la ultimul... L-am aflat! Adică am aflat între singură. Timp, suntem la ultimul autogrill din Italia, la graniță cu Austria, dar bineînțeles că noi nu ne oprim în Austria. O să mergem la München, în Germania, să petrecem astea 3 zile, acest weekend, sâmbătă, duminică și luni. Weekendul de Paște îl petrecem la München, în Germania. Ne continuăm drumul de aici și voi rămâneți cu noi. Puneți like-ul până atunci și rămâneți până la finalul videoului, pentru că o să vedeți lucruri foarte frumoase. Frumoase. Da, și am aflat singură. Da, pentru că a văzut mașini cu număr de Germania. Și ceva i-a dat un pic de bănuit. Așa a aflat. Uitați frumusețile Italiei. Mai avem 3 km și ajungem la graniță cu Austria.
unde o să ne oprim în parcare să facem și vinietă, care costă 9,90 € pentru 10 zile. Noi stăm doar 3, dar mai puțin de 10 zile nu ți-o face, așa că asta e. Până atunci ne bucurăm de peisaj. Ia uite cum au tăiat lemnile aici, fii atent, pomii, cum se vede. Vezi? Da. Cât rumeguș a rămas pe munți. Vreau să zic și eu. Da. Gata, am ajuns în parcare, luăm talonul de la mașină și mă duc să fac vinietă, vă las cu fetele. Așa, deci am furat camera lui tati și am rămas eu cu mami în mașină și de-abia aștept să ajungem. Aici sunt munții, stați un pic să mă întorc camera. Okay. Aici sunt munții și tati s-a dus acolo să facă vinietă. Și e foarte frumos aici. De-abia aștept să ajungem și o să vizităm foarte multe lucruri. Și mi-am dat seama pentru că m-am uitat pe Google Maps și m-am uitat unde era locul mai aproape și mi-a dat un acord din Baviera și mi-am întrebat dacă era acolo și mi-a zis că da. Și ai ghicit, nu? Da. Ce faceți? Am filmat. Așa cum filmez? Da. Bravo. Gata, am luat vinieta, nu mi-a trebuit talonul, pune la loc. Cam așa arată. 9,60 € și nu-ți trebuie talonul, doar că trebuie să o lipești undeva în geam aici ca să ți-o scaneze camerele pe unde circuri. Și partea aceasta cu codul de bare rămâne să o țin în portofel. Bagă și acolo cu bonul. Și din câte știu eu, ca să nu rămână lipită tare pe parbriz, prima dată să de pe haine. Sper să nu rămână pe pantaloni. Ce-mi cheamă asta? Și acum să o punem undeva aici. Și nu mai dai cu mâna, așa știi, să se lipească chiar tare. Atât, gata. Că ne vede austriecii. Hai să ne continuăm drumul către Germanica, către München. Acum, oficial, suntem în Austria. Deja s-au schimbat indicatoare. E soare, aude cum se vede. Yay! Super tare. Lăsăm aici un pic la 60, că ăștia sunt cu radarele. Ne mănâncă banii. Mamă, zăpadă acolo. Mamă, dar încolo e senin. Ia uite cum se... Mamă, să vezi cum o să se vadă. Ce frumos e. Mamă, ce imagini de... Asta e exact ca imaginile de la Windows, Windows Vista, Windows. Uite, mai e și zăpadă, vezi acum? Da, da, sus, se vede. Frumos, ia uite cum se urcă pe unde merge autostrada, în dreapta, pe unde urcăm, da. Vezi? Au șosele, au degeaba, zicem noi, dar... Soare, a? Față de Italia, ziceai că se termină lumea? Uite cum arată. În Italia ziceai că se termină pământul, aici... Da, e super! Așa, și aici va trebui să ne punem la coadă. Să plătim podul Europei, să se cheamă, 10,50 €. Ăsta îl plătim și la dus și la întors, îl vom plăti. Ciao! Noi abbiamo la vinieta. Extra. Ah, quella è pel ponte, no? La vinieta Innsbruck. Ah, sì, Innsbruck. Ponte dell'Europa. Europa Brück. Bravo. Danke. Ciao. Ciao. Podul Europei, ți-am zis că e separat. Europa, Facebook, Facebook. Auf Wiedersehen! Salzburg, München, Innsbruck. Ne apropiem de adevăr, ușor, ușor. Oficial am intrat și în Germania, prin munți, hai să vedem prețurile. Dieselul, 2,03 €. Benzina 1,95 €. Mamma mia!
Mai avem o oră și ajungem la München. Țineți aproape. Ia uite-ți pe ăla cu parapanta. Avem și aici o aripă de avion, nu știu ce, din avionul lui Aurel Vlaicu. E rămas aici, e telecabină ceva, vezi? Da. Și ăla cu parapanta sus acolo, ia uitați-l. E parc, ceva. Da, e parc de activități, e și pârtie și îți dai seama. Da. München, venim München, München. O locomotivă. Unde? Uite acolo. E na civilizație. 50, toată lumea 50. 40, toată lumea 40. Nu, nu depășește. Nu există așa ceva aici. Și e mai bine așa. Legea e semn sfânt aici. Parcă. Așa. Gata, ne deschide bariera. Okay. Se ridică ușa. Mamă, să vedeți ce mă înțeleg eu acum cu în ce semne și în ce stil mă... Mamă, dar cum cobori aici? Chiar că e... Nu, eu n-aș... Dar sunt ceva mașini. Nu vreau să cobori aici. Mamă, dar nu dai cu mașina. Nu, dai tati, că e făcută... Dar ce fac? Special să... De înălțime ca să... Și toți sunt numai de Germania. Cred că mai locuiesc și pe aici, pe lângă, și îți plătesc aici. Uite, mai e de Polonia, Austria. Și noi unde să ne băgăm? Undeva unde să nu ne atingem cu cineva. Oficial suntem în parcarea hotelului. Mergem la recepție. Normal, este ora 10:30. Check-in-ul se face la ora 3 după amiază, dar să vedem, poate ne-l dă mai devreme. Dacă nu... Mergem să plătim ca să fim asigurați și după mergem să vizităm chestii, ca să nu stăm degeaba până luăm camera în primire. Da. Gata, hai că am rezolvat cu check-in-ul, hai să vedeți cum se deschide ușa în Germania, să ieși din parcare. Ia uite, ca la țară, hai da. Am tras de sfoară și se deschide poarta. E, inteligent, pe păi da? Unde am pus tichetul să băgăm aici? Da, și cum nu ți-ai zis? Cum am luat-o? Să luca! Cu capul! Tichet! Ok! Biteșon! Hai că sunt copii în stradă, Biteșon! Și nu luăm, mamă, dar ce parcări au făcut și ăștia la fel ca... Ca italieni, înguste. În sfârșit am reușit să ieșim din parcarea hotelului. Ne-am înțeles ca mutul cu orbul. În fine, nu mai contează. Important e că ne-a zis că până la ora 3 degeaba ne ducem, că check-in-ul este la ora 3 după amiază. Am întrebat dacă putem să mergem și mai târziu după ora 3, 4, 5, 6, ca să nu plecăm să ne întoarcem de 10 ori. Nici o problemă, dar, cum v-am zis, greu. Important e că am ieșit la mal, cum se spune, pe românește. Gata, am făcut check-in, așteptăm liftul. Mergem să vedem camera. Dar până vine liftul ăsta bătrân. Sixtis. 609. 8, 7, 615. Aici. Hai, bună ziua! Dacă... Te-am văzut după figură, că ești, figură, că ești de-al meu. Aici, da. 609, da? Aici. Aici, bună ziua! Bună ziua! Spor la treabă. De aici este intrarea, un dulap aici. Avem un pat aici dublu cu două saltele așa. Aici unul suspendat, dacă mai aveam un copil, venea și al patrulea. Curat.
Vederea nu ne cam trebuie cât în spate undeva și un geamul ăsta, autoveloxul ăsta nu prea se vede. Televizor este, oglindă să ne aranjăm, aici avem dușul care este extrem de curat față de ce am mai văzut alte despre alte hoteluri. Foarte curat și baia, ia să vedem baia. Da, frumos. Chiuvetă, oglindă curată. Și aici avem Căcănescu, care o sparge creierul. Doriane nu e softcos. Așa. Fără engleză, fără nimic, norocul nostru, când ne-am întors acum să facem check-in la 3, am dat o româncă, am mers ca pe roate. Pe holuri cred că am mai întâlnit vreo 4-5 români care fac curățenie. Deci România este la München, la Memmingen se cheamă hotelul, lângă, la 2 km de parcul Olimpia. A fost 208 euro pe două nopți, sâmbătă seară, duminică seară, până luni la ora 11. Având inclus și parcarea pentru mașină, care a costat 25. Dacă scadem 25 de euro, vine undeva la 180 și ceva pe două nopți. Da. Cam asta e. Aici încheiem și vlogul. Vă mulțumim că ați stat și de data asta cu noi. Sper să vă placă ce vă arătăm. Nu uitați, abonați-vă la canal, puneți și un like dacă vă place și ne vedem la următorul video. Bau!